Vă place? Bun. Despre... data trecută am vorbit despre unde, dar meu copilul sper că v-am... lămurit. Bun. La punctul 30 se află sexul în aceeași cameră cu copilul. Dar eu am vorbit despre asta, deci... n-are rost să mai intru în subiect. La punctul... numărul 31... trebuie să arate asta, stai să facă să arate așa mai fancy. La punctul numărul 31, copilul are nevoie de doi părinți. Doi. Nu unu. Îi anumită, uite, îi o anumită... cum naiba să zic? Îi o anumită latura femeii, o anumită latura bărbatului, anumită informații pe care le poate da bărbatul copilului. Și informații pe care le dă femeia cu copilului. Și când una dintre părți lipsește, încep să apară minusuri. Adică... nu știu cum să zic. Da, minus... da, încep să apară minusuri și chestii. Eu încerc să fiu cool cu lanțul meu șmecher. Încerc să fiu cool. Nu știu dacă merge. Bun. Așa. Când una dintre părți, cum am mai zis, pleacă din peisaj, dispare, nu știu ce. Parcă fac așa. Atât cel părăsit sau cea părăsită are de suferit, dar cel mai mult are de suferit copilul. Sufletelul ăla pe care tu l-ai părăsit. Puiul ăla de om. Așa că... nu vă părăsiți copiii. Dacă... sau chiar dacă v-ați despărțit și mami și tati au... vieți, au și-au refăcut căsătoria și... căsnicia, pardon. Copilul trebuie să știe, trebuie să facă diferența care e mami adevărat și tati adevărat. Sau nu ne na, sau să lege prietenii față de mama adoptivă, mama nouă sau tatăl nou adoptiv. Așa. Și să iubească, nu pot să zic în aceeași măsură, dar să iubească în același fel. Cred că zic bine. Să iubească în același fel atât mama adevărată cât și pe... înțelegeți voi. Așa, cât pe mama adevărată cât cât și pe cea nouă sau tatăl adevărat și tatăl nou. Uite, de multe ori când am un exemplu, deși nu știu cum să vă zic, mă bucură și mă bucură din tot sufletul, bine, face parte din familie, vară mea, bună, care este în Nemția, așa, și primul ei copil, vreau să vă dau un exemplu, primul ei copil, Edi, deci o minune de copil, deci gândindu-mă la el, îmi vine zâmbetul ăla pe buze, căldura aia în suflet și mă bucur pentru că e un exemplu wow. Deci familia aia e wow. Adică, să vă dau exemplu. Bun, ea a avut, a avut, s-o juca și ea cu cineva, a avut un copil. Bun, în prezent... e cu altcineva, are alt copil cu el, așa, și Eddie este, cum ar veni, nu-i fiul biologic al soțului verișoarei mele, ceva de genul, dar chestia care, nu știu, mă bucura și chiar am vorbit cu ea și am întrebat la un moment dat cum se comportă și chestii din astea, o zis că
îl iubește ca pe propriul lui copil. Eu acum, nu știu, mă dor ochii și parcă îmi dau lacrimile, dar când mi-a zis chestia, nu știu, m-am bucurat în interiorul meu, atât pentru mine că am auzit aia, atât cât și pentru ea. De, uite, eu am trecut, nu, uite, eu am trecut prin o grămadă de tâmpeni și o grămadă de diferențe între copii și na, că eu n-am fost cum să zic, eu am fost copilul doar unuia, nu, și celelalte părți și s-a făcut o diferență și înțelegeți, așa. Și m-am bucurat atât de mult să aud că nu face diferența, că îl iubește ca pe propriul lui copil, se comportă ca și cum ar fi, nu, ca și, sună ciudat, ca și cum ar fi, ca, nu sună, ca și cum îi propriul lui copil, sânge din sângele lui, și chestia asta m-a bucurat și vreau să înțelegeți că copilul sau copiii au nevoie de un exemplu, nu știu, îmi venea să zic un singur părinte, au nevoie de un exemplu în viață. Iar acesta este cel mai bun, să aibă doi părinți care îl iubesc, îți prezenți la orice eveniment în viață, așa cum eu n-am avut parte. Uf. Copilăria mea a fost tare ciudată, dar nu vreau să... ciudată și dark, neagră. Am avut și părți bune și părți rele și au fost așa cum au fost, dar întotdeauna copilul o să aibă nevoie de doi părinți, un exemplu masculin și un exemplu feminin de partea sufletească, fiind mama, și partea mai dură, fiind tatăl. Sau nu tot timpul. Pentru a ajunge sănătos aici cât și aici. M-am făcut înțeles? Așa că vreau să finalizez acest gen de clipuri vorbind și despre timpul acordat de părinți copiilor, care vă spun în propria experiență că contează enorm. Enorm. Adică eu nu... Ați văzut? Uite aici. Punctul numărul 32 și se finalizează clipul. Această discuție despre dragoste, despre copii, despre educație, despre intro-urile mele ciudate, care încerc să fiu amuzant. Of, deși îmi venea să-mi bag picioarele în canalul ăsta, dar gândindu-mă că mama se uită, mama adevărată, nu cealaltă, că cealaltă cum nu știu dacă se uită. Și oricum nu-mi pasă cine se uită și mă judecă, nu mă judecă, în fine. Așa? Of, da, cum am mai zis, îmi venea să-mi bag picioarele în canalul ăsta și mă gândeam că atât mama care uite la clipurile mele, cât și voi care v-ați înmulțit și ați devenit, nu știu, eu când, știu că deviez oameni de la subiect, dar când mă gândesc că am un nou abonat, e ca și cum am un nou prieten și mă bucur, yeah, am prieteni, altcineva care să mă urmărească, altcineva care mă apreciază pentru... pentru tot pachetul meu, tot, că îs nebun, că fac glume proaste, că majoritatea videourilor mele sunt oarecum un dezastru, nu toate. Așa? Vreau să vă mulțumesc acum pentru tot, a tot, și că chiar dacă mă enervează de multe ori că uite acolo jos, nu lăsați, frate, comentarii, nu, adică nu tot timpul. Bun. Am încheiat subiectul și vreau să vorbesc, să finalizez despre timpul și timpul acordat copiilor. Uite, pe mine chiar m-au afectat chestiile astea pentru că vă dau... Uite, e un exemplu și sunt un exemplu. De exemplu, la
Nu știu, la sărbările mele, ba chiar era ziua mamei, de fapt, știți ceva, nu îmi pasă că se uită mamă, că se uită tatăl, că se uită vreo rudă, de sânge sau nu de sânge, pentru că mai am, la clipurile mele, sau că se uită un necunoscut, vreau să vă spun cu toată sinceritatea că pe mine m-a afectat, la toate chestiile ce vi le povestesc acum. Așa. Referindu-mă la... Uite. La sărbările mele nu venea mami, nu venea tati, nu venea nimeni. Deci era Crăciun, era o sărbare și chestii din astea și la mine nu venea nimeni. Eu eram ăla care strica totul. Oh, Doamne, îmi dau lacrimile. Așa, adică, cum să zic, eu eram ăla care nu meritam ca cineva să vină să mă vadă și pe mine, spunând o poezie ciudată și mă bucuram pentru... Nu pot să-ți fac asta. În fine. Mă bucuram pentru copii care... Adică... La care părinții veneau și se bucurau de copiii lor. Mai plâng. Se bucurau de copiii lor, se bucurau de amintirea, de momentul ăla când eu veneam la școală singur și mă duceam la școală. Veneam și plecam la școală singur. Chiar dacă era sărbare sau chiar dacă era o chestie. N-am avut parte. N-am avut parte de dragostea de care aveam nevoie și chestii din astea. Bun, deci astăzi e 31 octombrie. Trebuia să termin cu toate clipurile despre dragoste. Știu că ce ați văzut până acum, nu, un numărul de vizualizări, să zicem că nu a fost cine știe ce, dar eu mi-am făcut treaba și pot să zic că am început proiectul, să zicem, proiectul ăsta cu discuțiile despre dragoste și chestii din astea și astăzi fiind finalul lunii, știu că celelalte... Mamă, lungesc. Știu că celelalte clipuri au fost postate, no, în fiecare miercuri, fiind clipul săptămânal, chiar dacă au fost chestii adăugate în plus și vreau să mă leg de clipul, adică de materialul ce ați văzut până acum, chiar dacă am... No, mi-a venit să plâng și chestii din așa și aveam ochii roșii. Nu schimbă nimic a mine. A fost doar o chestie din copilărie. Da, m-a afectat. Da, am plâns, da, am suferit și chestii din astea, dar acum vreau să iau exemplu că așa nu. Și oricum, nu... Oricum, nu o să iau exemplu de la părinții mei, nici de la mama mea, nici de la tatăl meu, nici cum au făcut ei. O să-mi cresc copiii, o să am. Și cred că ar trebui să vă creșteți și voi copiii după principiile voastre, după cum vreți să-i faceți, să construiți ca oameni. Nu după ce zice unul și după ce zice altul. Sau dacă mami și tati, cum ar veni, au avut un trecut greu și plin de vânătăi, plin de lacrimi și chestii din astea, asta nu înseamnă că copilul trebuie să aibă exact aceeași soartă ca să vadă și el prin ce ai trecut. Nu. Mingheață curo aici. Stau pe jos, am găsit, să zicem, un perete alb și vorbesc de pe jos. Și vreau să filmez deja de 4 minute. Bun.
Vreau să închei clipul ăsta. Vreau să vă mulțumesc că ați, na, că v-ați uitat la acest material. Ăsta e clipul de final. Nu o să mai fie chestii de genul. Deci dacă vreți să vă uitați de la început toate clipurile cu totul despre dragoste, au aceeași imagine și puteți să vă uitați de la primul care a apărut și ține nu știu câte minute, oricum sunt lungi, după aia până la final. Am văzut și clipurile. Știu că în unele am dat muzică, era muzica de fundal prea tare, în unele chiar mă lălăiam, dar mi-a spus mesajul. Și cam atâta cred că am de zis. Doar să aveți grijă de copiii voștri, de voi și contează ce educație le dai, nu ce spune vecinul, nu ce spune mama, nu ce spune tata și chestii din astea. Și în primul și în primul rând, dacă faceți copii, faceți-i cu dragoste, dragilor. Nu faceți-i că așa trebuie. Acestea fiind spuse, este 31, am. Dau seama că am filmat primele trei părți în pădure și mi-a luat ceva să filmez. O oră, două, trei, nu știu cam câte. Toate clipurile, să zicem, suprapuse una peste 2 ore și ceva ia clipurile, toate. Și asta fiind ultimul. Știu că toate clipurile au. Bine, primele trei le-am filmat în pădure, iar restul care m-am legat doar de un singur subiect, am filmat cu același tricou, pe același, cum se zice, fundal din spate, chestii. Așa, adică într-o zi am filmat toate clipurile astea, le-am salvat unde ar trebui să fie salvate, le-am urcat pe net și clipurile au fost programate să fie postate fiecare miercuri. Și cam atât. Acestea fiind spuse, pa! Ne auzim miercurea viitoare cu habar n-am ce. Dar ne vedem. Așa că aveți grijă de voi. Da, atât. Pusi și lagă. Pa! Am închis? N-am închis. Nu. Mie îmi plăma ce? Bine, hai. Pa din nou. Nu, pa, pa. Nu vreau. Bine, pa de data asta, pa.